Săptămâni în urmă a fost un mare simpozion internațional la Cernăuți, din care, păcate, n-a vrut nimeni să vină. Unii, doamna Cristescu Constanța de la Suceava, a pus în dezbatere ultimele lucrări despre Ciprian Porumbescu. Ciprian Porumbescu necunoscut. Au apărut două lucrări mari anul acesta, la Suceava, din păcate nu s-a aici, din păcate a fost, m-a spre sfârșitul simpozionului, a intrat domnul Bâcu. A fost o discuție foarte interesantă cu participanți de la București, Gherla, Iași, Bistrița, deci oameni foarte mari care au vorbit despre importanța operei muzicale a lui Ciprian Porumbescu. Noi când sunt așa, asemenea acțiuni, dacă le organizează, să zicem, acest care e lepcic, noi nu venim că e lepcic, noi sabotăm totul. Dar ce oameni aduce lepcic în Cernăuți? Noi nu suntem în stare să aducem noi. Dar toți mergem în mod organizat, nu mergem ca făcut lepcic. Deci, păcat. Deci, aceste cărți se încheie cu ultima, cu recitalul ăsta, muzica la altarul mănăstirii Cuzna, în versuri de Alexandrie. Deci, cine acest Ciprian Porumbescu? Când mă gândeam la el la sală, îmi venea să zâmbesc, parcă-i soarta lui Gorșkovski. Mare român, dar-i polon totuși, așa că Gorșkovski, mare român, dar totuși Ciprian Porumbescu e un preot necherotonit. A terminat teologia, trebuia să meargă în parohie și să fie pop. N-a fost că nu i-a plăcut. De ce nu i-a plăcut? Când a terminat 1873 liceul la Suceava, nu avea unde merge în altă parte. Era facultatea teologiei. Încă nu era facultatea, era institutul teologic. Abia peste 2 ani s-a înființat în universitatea și l-a venit. De asta l-a dorit să urmeze o altă facultate. El a scris, mi se pare că, două scrisori, Comitetul Societății pentru Cultură, să-l ajute ca să-ți facă studiile, să aibă o stipendie, să învețe la Viena. Nu i s-a aprobat. Într-un timp i s-a aprobat să urmeze filozofia. A obținut, pe urmă. A scris lui Barisiu la Brașov, care tot nu i-a răspuns. Deci Ciprian n-a vrut să fie popă. Dar s-a făcut. Încă, câteodată este enervant. S-a născut la Stupca. Nu s-a născut la Stupca, s-a născut aici. La Șipote. Și nu încurcați oameni buni, cum s-a dus un Vasile Tărățan cu o coroană și în loc să meargă la Șipote, la Putin, a venit la Șipote, la Sirete, rănul Vișnița. Trebuie de știut unde de mers. Sunt două Șipote. Deci a nostru, mai departe, nu este primul sau singurul președinte al Arboroase. Este al treilea și ultimul. Gerasim Bulig a fost primul, Iancu Kocinski al doilea, în 1867, a fost el. El a fost, deci, secretar primii 2 ani. Da, dar n-a fost arestat el numai pentru telegram. El deja terminase studiile, era la Stupca. A fost vorba de cel ajutor de 250 franci care l-au primit din partea guvernului român. Și asta li s-a incriminat. Iar al treilea lucru, la proces, le-a mai incriminat un lucru, fiindcă Arboroase ar fi sabotat cursurile unui profesor evreu care preda dreptul roman, dar vorbea urât despre statul vecin România, ca studenți să se fluie, să părăsească cursurile, deci era un an complicat. Gândiți-vă că la 1877 s-a semnat o alianță între România și Austria. România, în același timp, lupta pune la Plevna pentru independență. Iar la Cernăuți, la 100 de ani, autoritățile, adică veneticii, cei ce au venit, sărbătoreau 100 de ani de civilizație austriacă. În timp, în același timp, boierii români toți s-au găsit pretext să nu vină la aceste sărbări. Unii s-au dus la băi, alții s-au retras la conacuri, iar studenții au scris o telegramă pentru că se împlinea și 100 de ani de la decapitarea lui Grigore Dica Vodă. Acel domn al Moldovei, în timpul căruia a fost luată Bucovina de la Maica Moldova. Deci a avut 3 avocați. După 11 săptămâni de detenție,
avocatul Rot, Tabora și Alt au explicat că, într-adevăr, Bucovina este luată la Moldova și aici nu era un caz atât de mare politic. Nimeni n-a înțeles ce a însemnat cuvântul de trunchiat. Asta a fost o dezbatere specială la proces. Pentru că nici într-un dicționar român, german, german-român, cuvântul de trunchiat nu era. Noi înțelegem ce. Deci, am citit chiar azi, înainte de a veni, scrisoarea rectorului Universității Constantin Tomașciuc, de atunci către părintele Ieraclie Columbescu, întâmplat cu acești tineri, care au făcut și ei o gafă, dar procurorul prea tare a umflat-o. Nu trebuia să o umfle, pentru că acesta totul s-a transformat în primul proces politic din Bucovina.